Autoritățile locale și județene au marcat ziua de 9 mai printr-un ceremonial militar și religios desfășurat la cimitirul eroilor din Slatina. Manifestările dedicate împlinirii a 141 de ani de la momentul proclamării independenței de stat de către Mihail Cogălnicianu în plenul adunării deputaților și împlinirea a 73 de ani de la semnarea actului de capitulare a Germaniei naziste au debutat cu intonarea imnului de stat și oficierea unei slujbe de pomenire a eroilor căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea țării. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Se împlinesc 141 de ani de la pancarea independenței de țară a României și 73 de ani de la capturarea fără condiții a armatei germane, fiind învinse din coaliția antihitleristă, Uniunea Sovietică, Statele Unite, Anglia și Franța. Toate acestea au fost dobândite prin lupte curajoase în eroism. Importanța acestei zile speciale și extrem de importante pentru istoria poporului nostru a fost marcată și de ministrul afacerilor interne Carmen Dan prin mesajul transmis prin intermediul prefectului de Olt. 9 mai este o zi importantă pentru România. Astăzi ne bucurăm împreună că putem să celebrăm Ziua Europei. Ne mândrim că țara noastră face parte din marea familie europeană și avem convingerea că aceasta este calea de urmat pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare. Este un prilej pentru noi să ne reafirmăm atașamentul față de principiile și valorile europene. Democrație, respectul față de demnitate umană, libertate și solidaritate socială, supremația legii și respectarea drepturilor cetățenești. Unitatea Europei este singurul garant al unui spațiu de pace și stabilitate pe continent și singura soluție viabilă de a evita eventuale conflicte. Manifestările dedicate Zilei Independenței de Stat și a Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori la monumentul celor căzuți pentru independența și neatârnarea țării din cimitirul eroilor și defilarea gărzii de onoare.